Există trei cărți în Biblie cunoscute sub numele de Cărțile Înțelepciunii, Proverbe, Eclesiastul și Iov. Toate aceste cărți răspund la aceeași serie de întrebări. În ce lume trăim și ce înseamnă să trăim bine în această lume? Așadar, cum putem avea o viață bună? Fiecare dintre aceste cărți abordează aceste întrebări dintr-o perspectivă unică și este important să le înțelegi pe toate pentru a dobândi o perspectivă biblică completă asupra ceea ce înseamnă o viață cu adevărat bună. De fapt, ca exercițiu de imaginație, îți poți închipui fiecare dintre aceste cărți ca fiind o persoană. Cartea Proverbelor ar fi o profesoară tânără și strălucită. Eclesiastul, criticul inteligent de vârstă mijlocie, iar Iov, bătrânul trecut prin viață care a văzut multe. Vom începe prin a cunoaște Cartea Proverbelor, profesoara tânără și strălucită. Ea nu este doar inteligentă, ea se pricepe la toate, muncă, relații, sex, spiritualitate. Ea are o înțelegere incredibilă a lucrurilor pe care nu ai putea să o ai de unul singur. Într-adevăr, ea ar fi prietenul ideal atunci când ai nevoie de sfaturi cu adevărat potrivite. Așadar, ce o face atât de inteligentă? Știi, ea poate vedea lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le văd. Ea crede în existența unei forțe creative invizibile în univers, care le poate arăta oamenilor cum ar trebui să trăiască. Și nu o poți vedea la fel cum nu poți vedea gravitația, dar ea afectează tot ceea ce facem. Așadar, ce este această forță? În ebraică se numește Hohma și se traduce de obicei cu înțelepciune. Este unul dintre atributele lui Dumnezeu pe care El le-a folosit în crearea lumii. Hohma a fost țesută în esența lucrurilor și a modului în care ele funcționează. De fiecare dată când oamenii fac un bine sau iau decizii corecte sau înțelepte, ei se folosesc de Hohma. Iar ori de câte ori cineva ia o decizie greșită, acționează împotriva Hohma. Exact. Așa cum se spune în Proverbe, capitolul 1, necredincioșia îi ucide pe cei nesăbuiți, dar cel ce mă ascultă va locui în siguranță. Așadar, e ca o lege morală a universului. Da, este un model de cauză-efect de care nu poate scăpa nimeni. Cartea Proverbelor le descrie pe toate acestea ca pe o femeie. Da, Doamna Înțelepciune. Exact. Ea cutreieră pământul, invitând și punându-se la dispoziția oricui dorește să o asculte și să învețe de la ea. Asta ne duce la al doilea lucru pe care îl cred proverbele, și anume că oricine are acces la înțelepciune poate interacționa cu ea și o poate folosi pentru a construi o viață frumoasă pentru sine și pentru alții. Cu ea poți să creezi ca un proiectant. Da. De fapt, Hohma în ebraică nu se referă la o înțelepciune pur intelectuală. Cuvântul este folosit și pentru a descrie un meșter iscusit, de neîntrecut în meseria lui, ca prelucrarea lemnului sau pietrei. Se vede că ai Hohma atunci când te folosești de ea pentru a crea o viață bună. Ok, are logică. Așa că, hai să pornim. Hai să mergem să căutăm înțelepciunea. Dar, înainte de asta, în proverbe, mai trebuie să iei aminte la un lucru. Hohma nu este o forță impersonală, este un atribut al lui Dumnezeu însuși. Așadar, în gândirea ebraică, devii înțelept dacă începi cu ceea ce Proverbe numește teama de Domnul. Este acel respect sănătos pentru ceea ce Dumnezeu definește ca bine și ca rău. Înțelepciunea adevărată presupune să cunoști aceste limite și să nu le depășești. Toate ideile pe care tocmai le-ai expus se regăsesc de la capitolul 1 la capitolul 9 în Proverbe. Dar, când mă gândesc la Cartea Proverbelor, mă gândesc la colecția de maxime, proverbele însele. Vorbește-mi despre ele. Da, pe acestea le găsești începând cu capitolul 10 și până la sfârșitul cărții. Este o colecție de sute și sute de proverbe despre absolut toate aspectele vieții. Hohma se aplică fiecăruia sub forma unei îndrumări înțelepte în găsirea unei căi spre succes, indiferent de ceea ce faci. Dacă îmi construiesc viața după aceste maxime, viața îmi va fi bună. Da, sau, după cum spun proverbele, îți va da sănătate oaselor, prosperitate, o viață lungă și plină de bogății. Ceea ce nu-i puțin lucru. După cum vezi, asta se întâmplă adesea în viață. Oamenii înțelepți tind să o ducă mai bine. În general, lucrurile le merg bine în viață. Aceasta este, deci, promisiunea și înțelepciunea cărții proverbelor. Cartea Proverbelor este cu adevărat frumoasă, dar, dacă facem un pas înapoi, unii oameni ar spune că este un pic prea simplistă, deoarece uneori lucruri îngrozitoare se întâmplă oamenilor cu adevărat înțelepți, iar alteori, oamenii nesăbuiți sunt recompensați. Lucrurile nu merg întotdeauna așa cum am crede noi că trebuie să meargă. Așa este.
Motiv pentru care trebuie să mergem și să ne ascultăm următorul prieten înțelept, Eclesiastul, criticul, deoarece el s-a luptat tocmai cu această problemă și el ne va ajuta să mergem un pas mai departe în călătoria noastră înspre o viață bună.